Și iată, mergem chiar acum la Ministerul Sănătății. Doamnelor, domnilor, o vedeți în imagini pe Andreea Moldovan. Ia să vedem ce se întâmplă acolo. Trebuie să faci o țară întreagă nefericită. Ați omorât oameni, 25.000 de români. I-ați aruncat în sac aroganților și naziștilor care din sunteți. Din toată trebuia să ieși, să nu mai vedem mutra aia. Drum bun, cale bătută. Tabula rasă. Da, vă rog să vă depătați mai. Trei luni au distrus sistemul, dar dacă n-au reușit alții 30, nenorociții dracului, bine că pleacă. Rafael, ce se întâmplă acolo? Este vorba despre Andreea Moldovan, secretarul de stat din Ministerul Sănătății, care a fost demis. Pleacă chiar în aceste momente de la Ministerul Sănătății. Așteaptă să fie mutate mașinile de aici, pentru că practic în acest moment este blocată ieșirea. A fost întrebată despre decizia luată de premier. A spus că este o decizie și se supune acestei decizii. Sunt însă aici și protestatarii care strigă nemulțumirile. Nu a stat nici la declarație Andreea Moldovan, nu a vorbit cu nimeni. Așteaptă în acest moment să fie mutate mașinile de aici și să poată pleca. Da, vedem că în acest moment Andreea Moldovan se află în mașina personală. Sunt multe voci care spun că Andreea Moldovan este cea care a generat, practic, această criză politică, este cea care a generat această demitere a lui Vlad Voiculescu prin emiterea acelui ordin, amintim, acel ordin care ar fi băgat în carantină, spun specialiștii, inclusiv capitala, inclusiv Bucureștiul. De aici ar fi plecat întreaga situație. Vedem Oana Lovin, Codruța Cerva sunt extrem de nemulțumite. Sunt cuvinte dure adresate acolo în fața Ministerului Sănătății. A fost chiar o dispută între protestatare și jandarmi mai devreme. Au fost împrânceli. Cu ce blocăm noi? Nu-mi tipați la noi, că n-am spune nimic. Te-a spune rușine să nu le dau pe rușine. Ce nu auziți? Pe ce de-aia vorbesc tare? Naziștilor care sunteți! Afară cu voi din țară, că nu vă mai suportăm! Ați distrus o țară întreagă! Ați pus economia pe butuci, ați omorât oameni! Aroganța nu e! Dai tu ordine în noaptea ca hoții! Cine te crezi determinat-o care ești? Cine te crezi? Analfabeti funcționale ajungi în ministere! Neterminaților care sunt de jos cu voi! V-ați urcat pe morții de la colectiv, așa? Da, urmărim în continuare ce se întâmplă. În ora următoare, Cristina Hera va fi alături de dumneavoastră și vine cu toate detaliile din această criză. Vedem aici, pe România TV, ce se întâmplă după demiterea lui Vlad Voiculescu. Stați să vedeți!